Ploile și-au făcut din nou de cap în Dâmbovița, întrucât mai multe localități au fost inundate. Astfel, în urma manifestării fenomenelor meteorologice din data de 29 iulie, la nivelul județului s-au înregistrat următoarele evenimente la care au intervenit echipajele din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Basarab I. În comuna Crângurile, sat Voia, detașamentul de pompieri Găești a intervenit cu o autospecială și 4 subofițeri pentru evacuarea apei din curtea unei gospodării. În municipiul Târgoviște, pe strada Stolnicul Canta Cozino, detașamentul de pompieri Târgoviște a intervenit cu o autospecială, o motopompă și 3 subofițeri pentru evacuarea apei din curtea unei gospodării. În comuna Morteni, sat Neajlov, detașamentul de pompieri Găești a intervenit cu o autospecială, o motopompă și 4 subofițeri pentru îndiguire și evacuarea apei din 2 gospodării, respectiv o casă și 2 curți. În comuna Morteni, sat Morteni, detașamentul de pompieri Găiești a intervenit cu autospecială, o motopompă și 4 subofițeri pentru îndiguire și evacuarea apei din 2 gospodării, respectiv 2 case și 2 curți. În comuna Petrești, sat Albulești, Garda de Intervenție Vișina a intervenit cu autospecială și 3 subofițeri pentru îndiguire și evacuarea apei din 2 gospodării, respectiv 2 case și 2 curți. În comuna Petrești, sat Puntea de Greci, Garda de Intervenție Vișina a intervenit cu o autospecială și 4 subofițeri pentru îndiguire și evacuarea apei din 2 case, salvarea unei persoane dintr-un utilaj agricol surprins de viitură, salvarea unei persoane dintr-un autoturism surprins de viitură și repunerea unui autoturism pe partea carosabilă. De asemenea, pompierii dâmbovițeni au intervenit și în comuna Petrești cu o autospecială și 5 subofițeri de la Garda de Intervenție Vișina pentru îndiguire la o gospodărie. În comuna Mogoșani, detașamentul de pompieri Găiești a intervenit cu o autospecială, o motopompă și 5 subofițeri pentru îndiguire și evacuarea apei din 2 gospodării. În comuna Petrești, sat Greci, detașamentul de pompieri Găiești a acționat cu o autospecială și 3 subofițeri pentru salvarea unei persoane izolate, surprinse de apă, care s-a refugiat într-un copac. În comuna Petrești, detașamentul de pompieri Găiești a intervenit cu o autospecială, o motopompă și 3 subofițeri pentru îndiguire și evacuarea apei dintr-o gospodărie. În continuare, la fața locului se fac evaluări ale situației gospodăriilor inundate, urmând ca acolo unde este cazul, echipajele din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Basarab I Dâmbovița să intervină pentru evacuarea apei din gospodăriile cetățenilor. Pompierii îi anunță pe cetățeni că astfel de evenimente pot fi prevenite dacă sunt mai responsabili și mai atenți în ceea ce privește întreținerea gospodăriilor și zonele adiacente acestora. Pentru a preveni și limita efectele produse de inundații, cetățenii sunt obligați să respecte următoarele măsuri: întreținerea, respectiv curățarea, degajarea și decolmatarea șanțurilor, rigolurilor și canalelor de scurgere a apelor pluviale și realizarea, acolo unde nu există, a acestora, drenarea și asigurarea curgerii apei către șanțurile de captare, astfel încât în gospodăria aceasta să nu mai băltească, deținătorilor de construcții situate pe direcția viiturilor de pe versanți, li se recomandă realizarea unor canale de captare și de dirijare a apei,